Informare de la grupul strategic, Poliția Capitalei și Direcția de Sănătate Publică au intervenit azi noapte, în jurul orei 3, în urma unui apel la 112. O persoană a sesizat că o femeie a ieșit pe geam dintr-o locuință de la parterul blocului. S-au deplasat imediat polițiști din cadrul secției 13, au depistat persoana respectivă și au aflat că aceasta se afla în autoizolare împreună cu o altă persoană. Imediat a fost anunțată Direcția de Sănătate Publică. Iar persoana a fost introdusă într-un centru de carantinare, cei care fug din izolare și din carantină, începând de astăzi, riscă sancțiuni mai dure decât până acum și le vom detalia și în orele următoare aici la antena. 3.